Bună ziua, dragi prieteni ai Agrointeligența, dragi fermieri, sunt Marius Cătălin Bran, director de dezvoltare al grupului Agrointeligența. Mă aflu astăzi în localitatea Fundulea, în loturile semicere ale companiei PTK și vom sta de vorbă cu domnul doctor inginer Stelian Fuia, fost ministru agriculturii, care ne va vorbi despre soiul dumnealui, despre soiul PG-102. Compania PTK și Semințe Fundulea sunt un important distribuitor de sămânță de grâu, atât la nivel național, cât și internațional mai nou. Domnule Stelian Fuia, vă rog frumos să ne povestiți despre acest minunat soi de grâu și despre planurile dumneavoastră, despre modul în care s-a extins acest soi atât la nivel național cât și, așa cum am vorbit mai devreme, a depășit și granițele țării. Bună ziua și bine ați venit în primul rând! Ne aflăm într-un câmp de proces de sămânță de prebază cu soiul PG-102. Este un câmp unde noi am aplicat o tehnologie un pic mai specială despre care o să și vorbim. Dacă începem cu soiul, cu genetica în primul rând, PG-102 este un soi românesc care ne aparține, un soi cu o foarte bună capacitate de înfrățire și cu o foarte bună rezistență la boli, bolile foliare și ale spicului, dar în primul rând la rugina galbenă, care se manifestă cu preponderență în anii cu ierni mai blânde, așa cum și noi am avut în ultimii ani. Performanțele soiului sunt deosebite. În România am atins producții de 10,4-10,5 tone la hectar în condiții normale de producție, nu vorbim de anii, nu știu cum a fost 2020, de exemplu. Soiul depășind în alte țări producții de 11 tone, așa cum este Ungaria și Polonia, unde clima e mai favorabilă și îi permite să se exprime la potențialul maxim. Aici avem o tehnologie, am zis un pic mai specială, având în vedere capacitatea crescută de înfrățire, el se pretează a fi semănat cu norme mai mici de sămânță, de 150 de kg până în 200 maxim la hectar, și este un grâu semănat în rânduri rare, în rânduri la 30 cm, ceea ce ne-a permis să reducem un tratament foliar cu fungicide, având o mult mai bună rezistență la boli, pentru că aerul circulă printre rândurile acestea rare și îmbunătăște starea fitosanitară a culturii. Având în vedere, să trecem la capitolul preț, dacă putem să abordăm acest subiect, având în vedere experiența anului trecut, când prețurile pe piață erau deja anunțate chiar și înainte de începerea recoltatului, dumneavoastră ați stabilit prețul deja la grâul de sămânță? Compania PTK vinde către partenerii din țară și de afară prebază. Și prebază are un alt preț, nefiind cantități foarte mari și fiind o calitate a seminței și genetică și capacitate înaltă. Noi vindem prebaza la prețul de 7 lei pe kilogram, urmând ca partenerii care multiplică sămânță să o multiplice, să facă sămânța și să plătească redevență ulterior. La celelalte categorii biologice pe care partenerii noștri le produc, la bază, la C1, fiecare stabilește prețul, dar la categoria bază, de exemplu, prețurile sunt undeva între 3,8 și 4 lei pe kilogram la ora actuală, având în vedere și norma mai redusă de sămânță care se folosește la hectar. Bun, deci fermierii interesați pot să se adreseze și companiei dumneavoastră în mod direct pentru alte categorii biologice? Îi putem îndruma către partenerii noștri care produc bază și C1. Am înțeles. Domnule Fuia, ce ne puteți spune despre tehnologia aplicată în acest loc, în acest lot semicer? Este acest soi de grâu pretențios? Necesită o tehnologie aparte, o fertilizare aparte, nu știu? Nu, am încercat să folosim, cum să zicem, o tehnologie optimă în care să nu fie costuri foarte, foarte mari. În acest câmp pe care noi îl estimăm acum în jur de 8,5-9 tone de grâu la hectar, de prebază, repet, noi am folosit 150 kg de complexe înainte de semănat, am intervenit după aceea cu 80 kg de uree în primăvară și două tratamente cu azot lichid în diferite faze, ultimul tratament aplicat după ce s-a încheiat înfloritul, ajutând planta să acumuleze mai mult în bob după înflorit. În același timp am folosit și folosim în câmpurile noastre un accelerator de fotosinteză, un hormon pe care noi îl producem, bazat pe un extras din polen de rapiță, cu igrou, și care ajută planta să treacă, accelerând fotosinteza, ajută planta să treacă peste momentele de stres, că sunt termice, că sunt chimice, că sunt hidrice. Și anul acesta stresul chimic vine din tratamentele care le aplicăm, pentru că niciun produs pe care îl aplicăm în cultură nu este 100% selectiv. Clar. Eu am zis de multe ori și noi luăm o aspirină pentru ceva, dar undeva acolo și aspirina ne cauzează la sănătate, așa și la plantă, orice produs chimic am, da? Ceva are un efect secundar. La fel am avut stresul hidric, foarte multe ploi anul acesta. Cu acest produs
pe bază de extras de polen de rapiță, cu igrău, am reușit să ținem cultura la nivelul actual de producție de 8,59 tone la hectar, cu foarte bună înfrățire, cu frați uniformi, avem 3-5 spice uniforme pe fiecare plantă. Domnule Fuia, pe mine m-ați convins despre capacitățile acestui soi, având în vedere că și eu am produs sămânță câțiva ani la Stațiunea Cercetare de Dezvoltare Agricolă Caracal, așa că recomand cu încredere tuturor celor care ne urmăresc soiul de grup PG102. Repet, pe mine m-a convins și sper să vă convingă și pe dumneavoastră. Căutați partenerii companiei Peteca, compania de semințe Fundulea. Vă mulțumim mult de tot. Aici încheiem transmisia noastră de astăzi din lanurile, loturile semicere ale companiei Peteca. Vă mulțumesc mult, domnule. Vă mai așteptăm. Cu drag.